Sol tartat lumea și bine v-am regăsit la un episod din Serena Stray Clash Royale. Asta va fi singura dată serie pe acest canal. Sau poate vom face serie de Subway Surfer, cine știe, găsim noi un joc de telefon ca să jucăm. Bine, o să vă prezint contul. Ok. Decul ăsta îl folosiți din Arena 5, este un deck super bun. Dacă aveți cărțile astea la un nivel decent, chiar vi-l recomand. Acum cresc cu izul și după hoarda spre 13. Aici am făcut un random deck challenge. Episodul următor va fi un random deck challenge, deci rămâneți atenți pe canal. Asta mi l-a făcut un prieten. Asta e deckul X-Slayer. Și ăsta o să vreau să-l folosesc de la CH1 încolo. Nu o să dăm un battle, pentru că abia am dat. Uitați-vă de unde am putut să scad astăzi. Trist, nu? E bine, v-am dat niște 2v2-uri. Să mă vedeți cum joc, în primul rând, și cum acționează decul. Vom da două 2v2-uri. Iar episodul următor va urma un random deck challenge. Deci, da. Oh! Bă! Alo! Ok, dar goblin. Pune gigantul, pune-l, pune-l. A salvat mult din hoardă. A salvat foarte. Ok, fireball-ul nu și-a avut rostul. Deloc, sincer. Bun. Acum voi încerca un push. Un push, un combo, că pușul e format de mai multe trupe. Iar hogul, iar blogul nu e o trupă. Este un spell. O ducem binișor. Iar bine, hai și iasem, e. Să pot spune gigantul. Să nu îmi dau wizardul pe și ceva. Îmi dau wizardul aici. Ar fi culmea să-și dea zi. De ce să-i dea Royal Ghost-ul acolo? Ok, nu e problema. Puteți să pui giantul, dar hei. Îmi place că Wizardul s-a lus într-o parte și balona și în cealaltă. Zep. Gusti prin sand de 2. Oh, rage. Faci tu ceva pe aici? Tipule. Hai, frate. Mare push. Turnul, nu jos. Decât dacă mai rămâne un pic goblinul acela în viață, goblinii aceia, era turnul jos. Tornado, nu. Deci dacă vine cu Hogu, mi-a dat turnul. Răgustul nu atinge, e perfect. Dar, what? Ce încearcă tipul? Oare ce încearcă? Nu, episodul următor și celălalt vom da niște battle-uri să ajungem înapoi, Arena 12. Să vedeți viu cum ajung în Arena 12 înapoi. Să nu știți, băi, ești bustat. Ok. Nu-mi lasă, bă, dar trecu s-a putut încă atingă turnul ăla. Uite că îl atinge. Mamă, ce pușuri are copilul ăsta. Ups. Ok. Dacă vreți să jucăm cu emoticoane, jucăm, frate, nu e nicio problemă. Ok, 4 minute. Ok, avem și un quest. Ne dă o epică, din câte știu. Da. Dar, prin bun, tot de dar, prin în ultima vreme. Ok, nu știu ce, dar e ok. Aș putea încerca un draft? Dar haideți să încercăm un draft. Nope, nu merge cu draftul, nimeni nu vrea. Ei bine, cam atât a fost acest episod. Ne revedem episodul următor cu un random deck challenge. Le voi fi lua unul după altul, dar cred că vor fi postate la interval de jumătate de oră. Asta nu mai contează, ne vedem data viitoare.